doamna Mateescu, pe care cred că ați mai văzut-o pe la știri, e șefa ANM-ului și știu că atunci când mă sună ea, e nasol. Și în drum, cred că acum vreo două ore m-a sunat și îmi spune, domnule ministru, stăm prost. Avem cod portocaliu de caniculă, extins pe foarte multe județe, în vestul și în sudul țării. Nu m-aș mira și Buzău să fie sub un astfel de cod, ceea ce înseamnă că se întâmplă niște lucruri care nu s-au întâmplat până acum. ANM-ul din România măsoară de doar 120 de ani față de alte instituții care măsoară de ceva mai mult timp, însă în fiecare lună avem câte un record. Ori a fost cel mai călduros iulie, ori am avut cea mai călduroasă dimineață din iulie, ori am avut într-o săptămână două coduri roșii pe același areal de vreme foarte proastă, ori am avut niște inundații care se întâmplă doar o dată la 200 de ani și s-au întâmplat chiar acum în perioada pe care o trăim noi. Schimbări climatice nu înseamnă doar încălzire globală, deși este evident pentru toată lumea că temperatura medie a crescut. Schimbări climatice înseamnă chestii mult mai grave de atât. Înseamnă fenomene meteo extreme, înseamnă vijelii, înseamnă grindină și nu știu dacă în județul Buzău s-au cultivat smochine în mod tradițional. Probabil bunicii voștri nu mâncau numai smochine, dar acum găsim în România și kiwi, găsim în România în zone unde nu prea erau și alte fructe exotice. În ritmul acesta, specialiștii spun că în 20 de ani vom avea în România o climă similară cu cea a Greciei, iar temperaturi cu secet ridicate, seceta prelungită, creează premisele riscului de incendii de vegetație.